Prima întâlnire, căci despre ea este vorba, e un teritoriu nou și plin de neprevăzut. Indiferent cât de experimentați sunt cei doi bravi temerari care se aventurează pe nisipurile ei mișcătoare. Dacă sunteți atenți la codul bunelor maniere la prima întâlnire și ce anume nu trebuie să faceți, atunci succesul este garantat. Povestim mai multe cu frumoasa Cătălina Manole, Relationship Coach. Bine te-am găsit, Cătă! Bine te-am găsit, Dana, și îți mulțumesc pentru invitație și pentru tema aleasă, pentru că și tu avem bătăi de cap, mai ales dacă suntem adolescenți, știi, și avem prima întâlnire, dar cred că întâmplările cu adevărat așa mai cu năbădăi sunt, știi, când ești adolescent și când ai divorțat și trebuie să ieși din nou la primele întâlniri. Deci sunt cam aceleași emoții, da, nu? Da, pentru că ai stat o perioadă pe bară, da, te-ai văzut de familie, de casă. Ai fost confortabil, nu? Te-ai simțit și deodată siguranță. Te trezești că trebuie să faci asta din nou, știi, și atunci te lovește cu adevărat. E ca și cum ai fi așa un explorator, ieși acolo în junglă, da, îți pui acolo tot felul de lucruri să te protejeze, exact, nu? Exact. Și nu știi la ce să te aștepți, că nu știi pentru ce găsești. Vezi tu, când avem între 20 și 30 de ani, hai nu până 30, să zicem, 20-27, dar ești obișnuit să ieși la întâlnire. Asta e ce trebuie să faci până îți găsești partenerul sau partenera potrivită. După, îți dă cu virgulă și încep să-ți pui semne de întrebare, eu ce fac greșit, cum mă îmbrac acum, unde mă duc acum, ce se mai întâmplă la primele întâlniri, că le-am avut acum 10-20 de ani. Da, uite, apropo, trebuie să facem discuția asta așa pe grupe de vârstă și apropo de statut, că ai spus de divorțat, de proaspăt ieșit dintr-o relație, lucrurile se schimbă, ești mai precaut atunci. Nu te mai arunci. Ai alte așteptări, ai alt bagaj în spate de cunoștințe, da? Și cumva e normal, pentru că ai o vârstă. Hai să începem cu adolescența. Haide! Așa sunt de drăguți adolescenții când îi vezi în parc așa, cum se frustăcesc, știi, și nu știu ce să fac, dacă te uiți la body language. Important este, pentru orice vârstă, primul detaliu foarte, foarte important este să alegi cu atenție locația în care vrei să te întâlnești. Dacă când ești adolescent, cum ai zis și tu, poți să-ți dai întâlnire în parc, poți să-ți dai întâlnire la film, poți să-ți dai întâlnire la o cafenea, nu contează. Da. În mall, oriunde, pentru că adolescenții au o gamă largă de unde să poată alege, nu trebuie să se ducă acolo să impresioneze, se duc acolo mai mult din curiozitate, să vadă și ei ce înseamnă să relaționezi cu sexul opus. Drept urmare, se întâlnesc și la poarta liceului și peste tot, nu contează. Plus că au multe activități fun pe care le pot face și chiar și la prima întâlnire, nu? Te duci într-o sală de bowling, într-un escape room, tot felul de lucruri poți să faci când ești adolescent. Cu cât înaintezi în vârstă, cu atât cumva crește. Da, pentru că nu mai poți să te întâlnești în parc. Da, corect. Cumva poate vă dați întâlnire la intrarea în parc, dar de acolo mergeți împreună undeva sau de obicei mergi tu sau e pe doamnă din locația în care se află, nu? Așa când e. Ești adolescent, poate te duci și o iei din fața blocului, dar când ești după o vârstă, cumva așteptările cresc. Pretențiile, nu? Deci lucrurile sunt mai relaxate în adolescență, clar. Exact și trebuie să alegi o locație cu atenție, da? Pentru că trebuie să ții cont un pic și de cum este persoana respectivă, presupunând că până să ajungeți la primul date ați conversat puțin așa prin mesaj. Da? Și ai început să cunoști, să știi ce își dorește, ce îi place și așa mai departe. Drept urmare, trebuie să alegi o locație care să fie destul de inspirată, astfel încât să spună ceva despre tine, faptul că ai ales locația respectivă. Dacă nu ai un buget foarte mare, recomandat ar fi să mergi la o cafenea, da? Adică nu alegem un restaurant de lux la prima întâlnire, pentru că cumva și dacă ai foarte mulți bani, da? Dacă te duci la un restaurant de lux la prima întâlnire, cumva cauți, știi, să epatezi, uite, asta e situația mea materială, știi? Și unul la mână nu e indicat pentru că poate părea de prost gust pentru persoana cu care te întâlnești și doi la mână, nu vrei să întâlnești persoane care să rămână alături de tine din motive greșite, da? Pentru că dacă cineva observă că ai foarte mulți bani, chiar dacă nu-i place în mod special de tine, cumva o să zică, hai că mai merge, știi? Mai vedem o dată de două, de trei, de nouă. Pentru că poate obține ceva de la tine. Da. Bun, după ce am ales locația, trebuie să precizăm că e important, din punctul meu de vedere, ca prima întâlnire să aibă loc seara. Pentru că seara este tot mai misterios, se așează noaptea, se aprind luminițele, totul este mai romantic. Corect. Te poți întâlni în timpul zilei, în momentul în care deja vă cunoașteți și, nu știu, ieșiți să luați prânzul împreună. Sau mergeți împreună să vedeți, nu știu, ceva, o expoziție, habar n-am. Dar când e prima întâlnire, recomandat ar fi orice vârstă ai avea să o alegi seara. Bine, când ești adolescent, probabil ai o oră de intrare în casă. Ai o oră de intrare în casă la 11, cel târziu ești acasă. Da, dar poți să te vezi undeva pe la ora 7 și să petreceți 2-3 ore împreună să vă cunoașteți.
Bun, am trecut și peste aceasta. Bun, ce facem acum când ne întâlnim prima dată? Ce facem la întâlnire? Că de ales tot am ales, e frumos, e romantic, până dar... să ajungi la întâlnire. Stai așa, cu ce ne îmbrăcăm? Exact, nu zine cu ce ne îmbrăcăm. Da. De cum te îmbraci. Da. Bun, indiferent de vârsta pe care o ai, încearcă și de banii pe care deții, nu contează de statutul tău și așa mai departe, încearcă să nu te duci la prima întâlnire ori în training, dar în echipament de sport, cu branduri mari pe tine, da, știi, da. Că sunt hainele acelea, le știm cu toții, da? În Adidas, încearcă să te îmbraci casual, să zic așa. Bun. Adică nici ca de nuntă, de acum se îmbracă doamne cu niște rochii pompoase, tarara. Cea mai bună rochie din garderoba ta, exact, știi? Da? Pentru primul day. Da, pentru că dacă alege prima întâlnire, nu știu, o cafenea, știi, te-ai dus cu cea mai frumoasă rochie pe care o ții. Ești overdressed, cum se exact, zice, da, e prea ești mult. Prea și el poate vine așa casual, cu o pereche de tenis, cu un blug, cu un tricou, cu geacă, știi? Și voi doi împreună vă dă cu virgulă. Bun, deci ținem cont. Dar nu întrebăm pe mesaj cu ce te îmbraci, nu? Nici de cum nu, pentru că asta dă dovadă că nu ai încredere în propria persoană și nici nu ești prea inspirat. Da, și cumva ai nevoie ca celălalt să-ți confirme dacă e ok sau nu. Asta se poate întâmpla după ce a evoluat relația, dar nu la prima întâlnire. Bun, după ce am ținut cont de felul în care ne-am îmbrăcat, trebuie să ținem cont un pic și de parfumul pe care îl alegem. Pentru că... Și de când ai spus tu de momentul zilei exact, în care ne vedem, da? Deci dacă ne vedem seara, da, trebuie să... și așa, ce alegem? Ce parfum alegem? Important ar fi să, oricum ar fi seara, zi, nu contează, da. Să nu alegi un parfum foarte strident. Pentru că sunt oameni care sunt foarte pretențioși la parfumuri. Și sunt parfumurile acelea care sunt fie prea dulci, da. Da? Fie te izbesc așa de... nu poți să stai lângă persoana respectivă din cauza parfumului. Da. Da. Și... alege ori un parfum care e mai discret. Mai discret, așa da. Să nu te dai cu tot parfumul sau din casă. Sau să se simtă la o apropiere, exact, nu? Exact, la o bătaie de vânt, la o adiere de vânt. La o adiere, așa, dacă ești pe terasă undeva, mai exact, vine vântul. Exact, să fie ceva discret, da. Care să, știi, cumva poate crea și dorința asta de a te apropia de celălalt, să-l vezi cum miroase, să-l adulmeci. Da, deci nu alegem parfumuri stridente. Dacă nu avem un parfum care să ni se pare ok, mai bine nu ne dăm deloc, că și dacă nu miroșea nimic, e ok, da? Nu sare în evidență, nu-și amintește persoana respectivă și nu te asociază cu ceva negativ. A, uite, un pont așa pentru doamne, dacă nu sunt hotărâte cu privire la parfum, există aceste parfumuri pentru păr și poate vrei să te dai în păr, să fie ceva super așa, exact, suav. Și când se apropie de tine, simte, cum ziceam, o adiere, nu trebuie să fie ceva strident să-ți sară în nas. Da. Bun. Mergem mai departe. Acum, cum facem noi, cum ne comportăm la prima întâlnire? Dacă el te-a invitat, indicat ar fi ca el să plătească, da? Da. Oriunde te-a invitat, el plătește, dacă el a invitat. Dacă a invitat, tu poate plătiți amândoi. Bun, asta dacă el nu e un gentleman să și să oferă... Să sărim peste discuțiile acelea exact, absolut da, cine plătește jenante, cine nota. Plătește acum. Dar, indiferent că el plătește sau plătiți amândoi, important ar fi să nu încărcați nota aia în mod exagerat, dar pentru că nu știi care e bugetul lui și pe lângă asta nu contează care e bugetul lui, să nu pari genul acela de persoană disperată, n-am mai mâncat de 3 zile, homar. N-am mai băut adică apă de o săptămână. Adică nu ți-e homar la prima întâlnire, exact. Nu? Îți comanzi ceva de băut, ceva tot așa discret, adică să nu pari acolo că te-ai dus să mănânci și să bei, ci te-ai dus... ca la nuntă, știi? Exact. Dacă tot am dat un ban, să simt. Te-ai dus interesat de persoana cu care ești, da? Să-l cunoști, să o cunoști, să vezi cum este, să afli lucruri. Noi mai ciugulim, știi cum e? Mai ciugulim, mai vorbim, mai râdem. Dacă trebuie neapărat să mănânci, comandă-ți ceva tot așa. Poate dacă ești fată, îți comanzi o salată, dacă ești bărbat, tot ceva mai discret. Adică să nu-ți ocupi tot timpul mâncând și nu mai avem timp să discuți cu persoana din fața ta. Da, apropo și de felul de mâncare pe care le comandăm și de măștile pe care le purtăm, acum să nu ne dăm vegetarieni dacă ne plac micii, știi, sau hamburgerii. Da. Nu, că eu nu consum carne, nu. Eu cu sălățica sunt așa. Da. No? Uite, foarte fain ce ai zis tu și se leagă foarte bine, să încercăm la prima întâlnire să fim noi înșine. Adică să nu încercăm să părem cineva cine nu suntem, doar ca să impresionăm persoana respectivă, pentru că el sau ea pare într-un anumit fel, hai să par și eu în același fel, ca nu cumva, știi, să dau o altă impresie. Să fiu acceptată, da. Da. Pentru că, știi, poți să fecuiești tu prima întâlnire, faci tu o impresie bună acolo, te mai caută și la a doua, dar nu poți să păstrezi aceeași temă pe o perioadă lungă de timp, adică la un moment dat tot o să cadă masca. Așa că încearcă cumva să fii tu însuți, da? Dacă funcționează și place de tine, bine, dacă nu, măcar n-ai ales o persoană care te vrea și la a doua, a treia întâlnire din motivele greșite. Oricare ar fi, eu cred că calea scurtă este să fii tu însuți. Tu însuți, nu să, știi, ai un comportament bădărănesc, să zic așa, nu râgăi, nu râzi, să scoți tot restaurantul afară, da?
Adică încearcă să te comporți să natural. Să fii mai conținut, cum s-ar zice, da, nu? Da, 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 apropo da. De timpul pe care îl petrecem la prima întâlnire, dacă există vreo regulă, cât stăm? Stăm 2 ore, 3 ore, stăm 4, stăm 5, stăm 9, câte cred că stăm în funcție de cât de intensă e interacțiunea dintre cei doi. Dacă interacțiunea este ce trebuie și conversațiile vin natural, nu forțăm nimic, nu stăm și ne uităm unul la altul și ne gândim acum despre ce să mai vorbim, e indicat să se stea cât mai mult, nu știu, 2-3 ore. Dar dacă nu funcționează lucrurile între voi, nu sta acolo să pară că plictisești. Adică persoana respectivă nu știe cum să zică, știi, eu trebuie să mă duc și eu acasă, că mai am și la, la asta am o paranteză, vreau să știu așa. Dacă înainte de prima întâlnire avem noi acolo un bun prieten sau o bună prietenă, în cazul în care apare plictiseala sau în cazul în care nu ne place de persoana respectivă, să inventăm acolo un apel de urgență sau ceva, la un moment dat, nu știu, dăm un SMS, eu vă învăț la prostia, cum voi să nu faceți asta, dar asta așa, ca, știi, ca o formulă de backup. Să știi că funcționează. Să există acolo, gen, scoate-mă de aici acum. Da, funcționează. Sau poți să inventezi că ți-ai amintit că n-ai scos cățelul afară sau habar nu am, că ai lăsat apa de la baie pornită. Da, poți să inventezi inundație, tot felul de scuze. Sau că ți s-a făcut rău sau că mâine lucrezi de dimineață, habar nu am, poți să inventezi ceva, da? Dar uite, apropo de asta, dacă totuși îți place persoana din fața ta, indicat ar fi să nu stai pe telefon. Da. Dacă ești la prima întâlnire, încearcă să-ți canalizezi atenția asupra persoanei din fața ta, să pari interesat de discuțiile pe care le purtați, să fii prezent, pentru că în momentul în care stăm pe telefon, dăm dovadă că nu ne interesează persoana din fața noastră. Interesul nostru este persoana cu care vorbim pe telefon, rețelele de socializare pe care stăm și nu persoana din fața noastră. Deci dacă îți place persoana cu care ești în interacțiune la primul date, încearcă să lași telefonul în geantă, pe silent dacă se poate, ca să nu intervină între voi doi. Pentru că orice distragere poate părea lipsă de interes. Și rupe cumva, și rupe firul, exact, știi, dacă da. Ești foarte conectat la un moment conexiunea. Dat, da, și-l vezi pe celălalt că a luat telefonul și exact, știe ce să facă, da. Și te se simți pierde. Și prost, te simți și prost, uite, ai ieșit cu mine și răspunde la deranjez, mesaje. Deranjezi, sau... știi cum e, deranjezi? Vrei să mă ridic, ne vedem altă dată. Dacă vrei, putem să ne vedem... Da. Pe lângă asta, caută să păstrezi o dinamică a conversației, adică un echilibru. Nu vorbi prea mult peste celălalt ca să nu pari interesat de ce spune el. Tu ai venit să cunoști persoana respectivă, vrei să o descoperi. Drept urmare, nu te apuci și povestești tu de colegii de la muncă, de jobul pe care l-ai, de relațiile legale. Cu familia și așa mai departe. Și mai important, nu vorbi de fostele relații. Pozitiv sau negativ, nu contează. Ambele spun ceva despre tine. Dacă vorbești în mod pozitiv, dai impresia că tu încă n-ai trecut peste relația pe care ai avut-o și cumva ești nevoit să ieși la dating, pentru că na, trebuie să treci tu cumva m-au peste. M-au pus prietenii. Da, m-au obligat, da. Mi-au zis să mai ieși eu puțin prin oraș, să mai schimb peisajul, dacă poate trec peste, știi? Da. Și dacă vorbești negativ, par genul acela de persoană frustrată, da, care... orice ar face nu-i convine de nimeni pe planeta asta și uite cum vorbește despre fostul sau fostă. Dacă vorbește așa despre o persoană cu care a fost 2-3-10 ani, imaginează-ți cum o să vorbească cu mine sau despre mine pe care mă cunoaște de o seară. Adică nu vrei să te duci în zona respectivă, așa că evită discuțiile despre foști, foste și așa mai departe. Rămâi cu persoana cu care ești în față. Pe lângă asta, important este să nu te duci cu așteptări, da? Ați vorbit voi online și acum te duci la primul date și zici, mi-am găsit sufletul pereche, deci eu mă duc aici... Faci planuri de nuntă. Și îmi fac planuri de nuntă și vorbesc despre copiii pe care vreau să-i am, și unde vreau să locuiesc și cum să fie casa și toate lucrurile astea. Nu, pentru că s-ar putea să sperii, să îndepărtezi. Chiar dacă îi place de tine, s-ar putea să zică, parcă își dorește prea multe, de prea puțin timp și parcă abia mă cunoaște, dar de unde știe că își dorește asta cu mine? Și mai bine, nu. O să întâmpini lucrurile respective mai încolo, da? Mai... după ce au trecut o săptămână, două, trei... Uite, la prima întâlnire tu te duci acolo, cu, să nu zici că nu te duci, cu niște curiozități. Corect, mai ales curiozități, femeile care sunt... dar nu așteptări. Da, curiozități. Nu așteptări, dar ce curiozități putem afla de la prima întâlnire, astfel încât să nu deranjăm și să nu fim prea invazivi. Da, să nu... Și nici să nu începem cu testul, ne printăm un test și vedem, am bifat asta, am bifat asta, am bifat asta. Uite, că ziceam să nu vorbești despre fostele relații, cred că cel mai important este să nu întrebi despre fostele relații ale celuilalt. Și dacă pentru vreau că... să aflu așa, că o să afli, a trecut de la ultima afli, despărțire, cum fac? Da, dar mai încolo, dacă a venit la primul date cu tine, înseamnă că e pregătit și că își dorește să cunoască și alți oameni. O să întreb lucrurile respective pe parcurs. La a treia, a patra întâlnire, așa? Da, discret. Da, sustrage informația fără să pari insistent sau nebun, că apoi o să-i cauți toate fostele și toți foștii pe tot Facebook-ul la Instagram, da, sau o să le scrii să întrebi ce fel de persoană este. Adică, și pe lângă asta, la prima întâlnire încearcă să nu dai atât de multe detalii despre cum ești tu, ce-ți place să mănânci, unde te duci, la ce filme te uiți, îți plac animalele de companie, nu știu, călătorii, tararara. Pentru că dacă ai o persoană care e narcisistă, da, în fața ta, s-ar putea să facă
fix ce îi spui tu, da, să pară persoana potrivită pentru tine, să te oglindească, doar ca să ajungă în relație cu tine, după care să-și dea la o parte masca și să vezi că ești în relație cu altcineva. Adică lasă-l să te descopere. Nu te duci la prima întâlnire cu lista ta de curiozități, ci pur și simplu uită-te la persoana respectivă, analizează-o să-ți dai seama dacă e potrivită pentru tine. Îți place cum vorbește, îți place cum se exprimă, îți place atenția pe care ți-o oferă, păstrează o dinamică a conversației, e interesat de tine, se îmbracă frumos, miroase bine, alege bine locația, adică du-te mai degrabă curios și nu te axa pe trebuie să fac eu o impresie bună, trebuie să mă placă, că altfel nu mai ies cu nimeni. Da, da. Și mai degrabă, era ultima mea șansă, știi cum e. Mai degrabă du-te gândindu-te să analizezi dacă ți îți place persoana respectivă, dacă tu îți mai dorești un următor date cu el sau cu ea. Nu te duci acolo pe starea aia de disperare, de frică și nu mă ia și pe mine. Nu, te duci acolo cu curiozitatea de a descoperi un om. Dar cum îți dai seama dacă este disponibilă sau disponibil pentru tine? Există acolo niște semnulețe, da, în timpul ăsta, niște stegulețe? Exact. E în funcție de timpul pe care ți-l acordă. Dar voi până să ajungeți la primul date, ați vorbit înainte. Eu așa mă gândesc că așa s-au întâmplat lucrurile. Dacă n-a fost o întâlnire din asta aranjată, că a vorbit mama cu mătușă și da, te-a pus și e bine să vă vedeți. Cu vărul ei, da. Cine știe. Da, exact, că poate să leagă ceva, mai că și între voi. Hai că vă cunoașteți de când eram mici, nu? Exact, exact, exact. Hai că tu ești singură și el e singur, hai măcar să ieșiți și voi odată. Da, dacă nu e genul ăsta de întâlnire, se presupune că voi ați conversat înainte. Da, nu știu, v-ați cunoscut la muncă, v-ați cunoscut online, v-ați cunoscut printr-un prieten comun, nu contează cum, dar ați conversat. În funcție de timpul pe care ți-l acordă, de interesul pe care îl are față de persoana ta. Dacă tu îi scrii și îți răspunde peste 3, 4, 5 ore și atunci sec. Sau a doua zi. Sau a doua zi, că a fost obosit și s-a culcat. Da. E clar că persoana respectivă nu e interesată de tine. Dar dacă îți răspunde, la fel, angajat în conversațiile pe care le purtați, e curios sau curioasă de tine, de activitățile pe care le ai, de ce îți place, de pasiunile tale și așa mai departe, înseamnă că își dorește să iasă cu tine. Da? Dacă tu tragi, hai să ne vedem, dar ai timp astăzi, dar ai vrea mâine. Uite, apropo, câte refuzuri este ok să faci? Un refuz? Unu, da. Un refuz, pentru că da, se poate întâmpla. Apropo de program, că nu poți, exact, nu ești mereu disponibil. S-a întâmplat, da. Nu ai timp, poți să anulezi. Dar dacă anulează și a doua oară, deja denotă că nu e interes, da? Și cumva nici nu vrea să-ți pună față, ci cumva așteaptă că lasă că poate să o prinde sau lasă că poate să plictisește să întrebe. Da. Și da, dacă te refuză o dată, da, și nu reprogramează, da, s-ar putea să zici mai bine pas. Mă reorientez, că nu-și dorește, nu? Neapărat, da. Apropo, dar există un test acolo la restaurant sau la terasă unde mergem noi la prima întâlnire, așa, testul chelnerului. Da. Ia spune-ne. Exact. În funcție de cum se comportă cu ceilalți oameni, da, cu chelnerul, cu cei care ne servesc. Dacă vezi că are un comportament din ăsta pădăran, da, de persoană cu aere, de persoană narcisistă, să nu zic așa, snoabă. Sau că îi se cuvine orice, care nu? Îi se cuvine, exact, da, orice. Hei, băiatul, adu-și și mie, știi? Da, așa. Da, și vezi că e o persoană discretă, elegantă, manierată. Asta spune multe despre cineva. E crescut cu bun simț, da, e educat într-un anumit fel. Vrei să ai genul ăsta de persoană în preajmă. Dar dacă e o persoană gălăgioasă, care tratează pe ceilalți, cum ai spus și tu, ca și cum i s-ar cuveni, s-ar putea să te trateze și pe tine mai devreme sau mai târziu în același fel. În primă fază încearcă să te impresioneze și lasă de la el sau de la ea ca să te atragă, da? Se pară, vai, ce bărbat frumos, ce femeie frumoasă, da? După care începe să te trateze fix cum îi tratează și pe ceilalți. Așa că s-ar putea să îți dea un pic de gândit faptul că s-a comportat într-un anumit fel cu ospătarul, da? Asta un pic mai încolo pe parcurs, când îți dai seama că se comportă și cu tine la fel. Suntem atenți la bunele maniere atunci când ajungem la restaurant, da, la micile, da, gesturi, da, și așa mai departe. Uite, tocmai de asta ziceam, poate dacă tu nu ești foarte apt, da, din punctul ăsta de vedere, nu invita la un restaurant de 5 stele unde ți-aducă trei feluri de furculize și 4 feluri de linguri. Exact, da. Și tu să te uiți, asta o fi pentru micul dejun, asta, la ce folosesc, da, atâtea? Da, da. Primul fel, al doilea fel, habar nu am. Da. Mai degrabă te duci într-un loc, o cafenea, undeva unde bei ceva relaxat. Da, un singur tacâm. Ai un singur tacâm dacă e nevoie să mănânci, ție o prăjitură și ți-aduce linguriță. Da, da, da. Apropo, dacă ne mai uităm așa la aspect și eu știu așa, că la bărbați trebuie să te uiți, să aibă mâinile îngrijite, să aibă unghiile tăiate, ca la școală, da, știi, când te duci, da, cu șervețelul. Da, da? Dar uite, vezi, acum contează pentru fiecare de ce se simte atras. Da. Femeile, într-adevăr, se uită la mâini, dar și, da, bărbații se uită la mâini. Da.
Și pentru femei contează să aibă un anumit aspect al mâinii. Dacă are mâinile foarte subțiri și foarte delicate și foarte firave, așa, poate denota, da, poate da dovadă de faptul că e un bărbat care nu petrece prea mult timp în aer liber, care nu face foarte multe activități, care nu se ocupă atât de mult de propria persoană, ci mai degrabă o persoană care stă la birou, la calculator, are un job din ăsta care nu implică foarte mult... Nu muncă necesită fizică. Muncă fizică. Exact, da. Dacă ți-ți place genul ăsta de bărbat, trebuie să te aștepți ca pe viitor să nu ieși cu el la plimbări pe munte, să nu mergi cu el la sală, să nu-l pui la tăiat lemne sau știu eu ce alte lucruri de genul acesta, ci un bărbat dintr-o anumită categorie. E un bărbat de casă. E un bărbat, da, care spală vase, de cu aspirator și așa mai departe. Da. Dar mâinile spun foarte multe despre calitățile unei persoane. Da. Și la femei la fel, dacă te duci, are niște unghii din acelea. Cum se poartă acum, se da? Se poartă, da, să știi că am avut o discuție pe Facebook azi de dimineață, cineva se întreba dacă femeile au unghiile atât, o prietenă de emisiunii noastre, o salutăm, bună Corina. Și-am adus o discuție. Da, uite, te-am adus în discuție ca să poate vezi. Poate vine deci, la voi să vă vorbească un pic despre... Nu, că noi nu facem judecăți, deci noi nu judecăm. Ne întrebăm ceva. Așa, apropo de utilitatea celor unghii, atât, și ce faci cu ele și cum faci cu ele, da? Și ce spune asta despre tine? Da, ce spune faptul că porți unghiile acelea care sunt false, dar despre tine, despre propria persoană. Dacă tu ești atras de persoane care au unghiile de acest gen, nu este nicio problemă. Dar dacă la prima întâlnire tu ești genul care preferă mai natural, mai femeile, mai feminine, să zicem așa, French, da? Manicure. Exact, da. Când vine cu unghiile acelea la primul date și machiată excesiv, da? Și asta cu machiajul e un lucru de care trebuie să ținem cont, da. Pentru că dacă, din nou, te duci la primul date cu un make-up din ăla de... false e atâta. Exact, dacă faci așa și... Dacă simți o adiere și nu este de la vânt, ci este de la genele false... Da, asta, din nou, dă dovadă de ceva. Nu știu, poate nu are încredere în propria persoană. Poate că vrea să impresioneze, poate vrea să ascunde ceva. Și tu să fii captat de aspectul fizic ca să nu ajungi la personalitate. Adică pot fi tot felul de motive, așadar, țineți cont un pic și de aspectul acesta, de make-up, de unghii, de... cu ce ne încălțăm, pentru că și ce purtăm în picioare... Și unde mergem mai ales. Și unde mergem, dar nu poți să te duci în parc pe tocuri. Normal, da? Adică nu te duci la o plimbare în parc de 1 km, 2 km, da? Pe niște tocuri de 10 cm. Sau pe piatră cubică. Femeile pentru că știu. Nu ai cum. Tocurile și piatra cubică nu fac casă bună împreună. Nu funcționează. Drept urmare, din nou, trebuie să ții cont și de ce porți în picioare de încălțăminte pe care o ai, pentru că, din nou, spune foarte multe despre tine. Dacă te duci cu Adidas din aceea de sală la primul date sau îmbrăcată cu colanți înseamnă de sală... Înseamnă că ești pregătită să fugi. E pregătită să fugi sau nu ții cont de persoana cu care ai ieșit. Da. Pentru că atunci când îți pasă de cel cu care ieși, ții un pic cont și de felul în care te îmbraci, pentru că vrei să îl atragi sau să o atragi, aș zice eu. Bun, s-a încheiat prima întâlnire. Da. Ce urmează? Cum știm că este poarta deschisă spre următoarea întâlnire sau cum știm că lucrurile acolo au cam scârțit. Mai are rost și o a doua întâlnire. Da. În primul rând, trebuie să te uiți la apropierea pe care o caută persoana respectivă de tine. Dacă e femeie, oricum o să-ți caute privirea, dar o să simtă nevoia să se apropie de tine, o să fie în preajma ta. Și dacă e bărbat, la fel, fie ți oferă sacoul lui pentru că vezi tu e rece afară și dacă ți oferă sacoul, primește-l, chiar dacă ție nu ți chiar dacă ești femeie puternică și independentă. Pe lângă asta, nu știu dacă aș merge până în punctul în care să vă sărutați la primul date. Dar măcar un ținut de mână. Da, dar un ținut de mână, un pupat frumos pe obraz, da, o îmbrățișare caldă la final, astea sunt lucruri foarte, foarte ok și foarte permise. Dar nu vă aruncați în primul sărut, da, la prima întâlnire, pentru că s-ar putea să denote din nou ceva ce nu trebuie, pentru că când te sărut așa din prima, zici, mă, ăsta n-are răbdare, nu-și dorește să ducă lucrurile pas cu pas mai încolo, poate nu e interesat atât de mult de mine, ci mai degrabă e interesat de alte activități pe care să le facem împreună, știi? Și poate da dovadă de ceva. Dacă simți că ea nu se apropie, da, nu îți dă undă verde, da, nu e caldă, nu caută să te ia de braț, nu râde la glumele tale, dar bine, nu cu gura până la urechi ca un clown. Da, mai discret, da, așa, mai discret, reținută, da. Adică interacțiunea pe care o are cu tine nu e că ar vrea să fie ceva mai mult, încearcă să nu forțezi nota. Pentru că sunt bărbați care forțează nota, efectiv, și tu zici, Doamne, cum scap eu acum de asta, că nu mai vreau să văd în viața mea. Adică încearcă să fii atent la dinamica pe care ați avut-o. Dacă după ce s-a terminat întâlnirea îți scrie, ești întreabă, ai ajuns bine acasă, ești bine, ți-a plăcut întâlnirea, vrei să ne mai vedem și pe viitor, sau ți-ar plăcea să ne vedem și pe viitor, e bine, e de bine.
Dar nu aștepta să îi mai scrii peste două zile ca să faci pe inabordabilu sau inabordabila, pentru că intrăm în joculețele acelea, da, nu? De putere. Nu că nu îi scriu eu acum, lasă să nu pari eu disperată el, după da. El, să nu pari. Era o glumă, apropo de asta, că cum să nu pari disperată. Mărită-te, fă 2-3 copii și după aceea poți să-i răspunzi la mesaje, știi? Da, cam da, așa da. Dacă ți-a plăcut cu adevărat date-ul, încearcă să-i dai un feedback pozitiv. Da. Adică nu-i scrie peste 3 zile ca să te caute el întâi. Mulțumesc pentru întâlnirea pe care am avut-o, mi-a făcut plăcere să ies cu tine, poate ne vedem și pe viitor, în funcție de programul tău, adică poți să plusezi puțin. Dacă nu ți-a plăcut, mulțumesc, dar mi-am dat seama că nu ne potrivim sau mi-am dat seama că nu îmi doresc o relație în perioada asta a vieții, tu m-ai făcut să realizez asta. Da. Dar dă un feedback astfel încât celălalt să înțeleagă că nu e rost de mai mult și să nu insiste în a te căuta și tu tot să-i dai cu flit în speranța că se prinde el. Nu. Dacă nu ți-a plăcut, dă un feedback astfel încât celălalt să înțeleagă exact mesajul și să nu intre în zona aceea de confuzie. Dar oare vrea? Dar trebuie să insist mai mult? Da, îi plăcea de mine, dar parcă face pe inabordabilă. Cum să mă comport? Am multe întrebări, omului. Deja sunt obosită. Da, deja da. Parcă îți bați capul prea mult și parcă mai ai și altele în viața ta pe care să te axezi. Așa este, Cătă, îți mulțumesc tare mult că ai venit la noi. Hai că ne-am distrat. Da, astăzi a fost am râs, a fost foarte frumos, mi-a plăcut acest subiect. Da. De-abia aștept să ne mai revedem aici între prieteni, mai vorbim așa ca fetele, nu? Mai învățăm bune lucruri, mai ne mai abdatăm. Da? Îți mulțumesc tare mult. Mulțumesc și eu. Mulțumesc. Dragilor, luăm o scurtă pauză și revenim.